Afrodita Resort and Spa a găzduit în perioada 3-5 aprilie ediția cu numărul 9 a conferinței naționale Întoarcerea la apă a Asociației Pro Turism Herculane. Mă bucur că am reușit, așa cum ne-am propus de la începutul acestei serii de conferințe, să o transformăm într-o tradiție. Faptul că văd astăzi atâtea fețe cunoscute în sală mă ajută să realizez că cumva am reușit. Și îmi place să cred că aceasta este o întâlnire între prieteni, pentru că așa o simt și cred foarte mult în acest lucru. Specialiști în turism și balneologie din țară și străinătate s-au întâlnit în această perioadă la Băile Herculane pentru a dezbate și împărtăși idei cu un rol definitoriu în dezvoltarea turismului balnear românesc. Actually, that's what I'm going to talk about today. I will talk about change, what's happening. I think we all can share this idea that we are living now in times of severe change in many fields of our business. And I will talk a little bit about what does this mean for us in the spa industry. Prezentarea mea va fi puțin mai scurtă și va avea trei părți. Unde suntem astăzi? Să vedem dacă mă descurc. Unde suntem astăzi? Ce înseamnă și de ce e nevoie de promovare pentru stațiunile balneare? Și ce putem să facem noi astăzi ca să fim cu ochii și în prezent și în viitor, iar istoria să rămână doar de pus în ramă. Pentru că ce a fost valabil ieri nu mai este valabil astăzi. Cam așa arată turismul balnear. Crește! Today I'm here to present a new case in Serbia. Actually, it's a new pilot project, Sirena Spa. It will be the first Roman spa center, thermal spa center. So, spa center inspired by the Roman times. This was the old health tourism structure model. So you had health tourism on one side, and with the spa tourism, the wellness. Acest eveniment a devenit o tradiție pentru toți oamenii de turism care apreciază stațiunea și se implică activ în dezvoltarea acesteia. First of all, Baile Herculane is a traditional thermal spa destination. So actually everything is built around the thermal waters. And for example, what we see here right in front of this Aphrodite Hotel is now they have their own thermal water source, which is a very important step, which makes it much easier. And this is the right direction because it guarantees the future based on thermal water treatments. Baile Herculane has such a beautiful story to tell guests. And if you're in Austria, in Germany, if you just mention Empress Sissi, everybody gets excited and says, I want to see it. So the potential is huge. Also in architectural terms, the potential is huge. And to be very open on that, it needs to be worked on. So the heritage won't stay for all the time. So it has to be begun, or it needs to be done now to start working on that. And then the potential is very high because I really see similar to places in Czech Republic, the potential to develop Baile Herculane. And finally, there's one more homework to be done, that's the infrastructure. Because accessibility is, especially for international tourists, very important. And of course, after you have maybe from Europe a 1-2 hour flight and another 2 hour drive, that's for many people too much. If you consider there are similar places, almost similar places, that are accessible from Germany in a 1-hour, 2-hour drive. So competition is of course very strong, but the good news for Baile Herculane is people want to experience new things. And once they have visited spa towns, they ask for new destinations. And this is where Baile Herculane comes in. I'm not sure, but to what I know until now, this is missing. So step one is
really install a local destination management. Step two is set up a plan. So set your goals. And the point here is there is a lot of EU money also out there. So it's not the problem of getting the budgets. I believe there is a lot of opportunities for a destination like Baden-Herkolana. But also the union, they will ask for who is managing it. Is it safe? Will the money really be spent on those projects? And then there is a good potential to make steps in the next 5 years. But don't think only in 5 years. I think in some terms you have to think what's in 10 years. But look at the history of Baden-Herkolana. It's here for centuries, so 10 years is just a very small time period. Astăzi am avut în conferință invitați din străinătate și ne-au spus că această problemă a managementului și a strategiei unitare este încă o provocare chiar și pentru stațiuni balneare cu renume în Europa. Ideea aceasta de a avea viziune și de a avea o linie pe care să mergi, indiferent de schimbările de zi cu zi, de oportunități, de amenințările care vin an de an, va fi câștigătoare. Aici trebuie să plusăm, să începem cu începutul, să începem cu un plan bun. Viitorul depinde de noi. Dacă așteptăm să vină cineva de undeva de sus, din altă parte, care să ne rezolve toate problemele, putem să așteptăm încă 30 de ani. Dacă ne așezăm toți la o masă, într-un parteneriat cu public-privat, pentru că banii sunt în zona publică, sunt la guvern, sunt la Consiliul Județean, sunt la primărie. Iar inițiativa și investiția privată în hoteluri, în centre de tratament, în centre de wellness, în agrement, este la investitorii privați. Dacă împreună se gestionează într-un mod unitar poziționarea stațiunii, alegerea pieței țintă, promovarea, investițiile, lucrurile vor merge extraordinar. As I was saying in my presentation, you need to be able to offer something that people can't get in their home country. So something unique, and the service needs to be as good as, if not better than. The other important point to make is there needs to be a clear strategy for each resort and good destination organizational management. Without that, you won't get investment. So you need the good the destination organizational management, good strategy in order to entice investors to come and develop the resorts.